ai ales Malinois pentru că ai descoperit în el exact ce îți trebuia ție ca să ai cu cine să lucrezi, corect? Da, am ales Malinois pentru că mi-a plăcut foarte mult cum lucrează. Da. Mi-a plăcut foarte mult. Am avut o teză, să zic asta. După ce mi-am luat pe Shark, ne-am dus la expoziție să socializăm. Și acolo, expoziția aia, a venit o tantie, zice: "Vai, ce oameni drăguți că ați adoptat un câine." Că va arăta Doamnă, ca un maidanez, nu? Sau arăta ca un maidanez. e câine de rasă. A, Du-te, las, mă, e că nu, corcitură cu lup. corcitură, da. Vreți să, zice, vii rușine că ați, nu trebuie să vă fie rușine, că Da, așa, că că eu ați, iubesc câinii de stradă da. și... Nu, no, dar e câine cu Ce pedigree, cu carte de tare, origine. Da, a da. Bine, fost domnule, cine va păcăli de va funny. da cartea aia de origine? Deci, da, seamănă cu maidanez, Bă, frate, dar dar ce e are sub capotă? ce e sub capotă, Nu mai voi știți. da. Așa. Așa, primul meu Malinois, de fapt, era o linie de lucru de poliție. Nu era cea mai bună pentru sportul care îl fac eu. Cu toate că am avut rezultate destul de bune cu el, n-a fost ce trebuie. Pentru IPO. Deci, să-ți iei Malinois nu înseamnă că poți să faci IPO sau poți să faci Mondio sau poți să faci CNPV sau să-ți iei un Malinois pentru IPO înseamnă să-ți iei din linii de IPO. Să-ți iei pentru Mondio înseamnă să-ți iei din linii de Mondio. Bineînțeles că la un moment dat, și aici Între între pătrund un pic. pătrund domeniile de a fi Specialitate, crescător da. și de a fi concurent Instructorul dresor, da. cu câine, pentru că un concurent știe clar de ce are nevoie. Adică nu poți să fii un crescător de linii de IPO și tu să nu faci IPO. Abar. Atunci tu la un moment dat poți să faci o infuzie de sânge de CNPV pentru că ai nevoie Un pic de de mai multă duritate, duritate da. sau pe o femelă mai nu știu cum pui un mascul mai. Deci chestiile astea trebuie să le știi ca să Asta am iasă. uitat să-l întreb și pe Adi, care crește și el Malinois. E foarte important totuși să fii dresor, adică să, bă, știi un comportament canin, să știi instincte, să știi ce Absolut. poate face un câine pentru ceea ce urmărești, Dar ca repet. să știi ce reproduci. Și de Da, acolo vezi da. și Dar recomandarea extraordinară pe care o pot avea potențialii cumpărători de pui din canisa ta, pentru că, bă, frate, ăla știe ce împerechează ca să-mi dea mie calitatea pe care mi-o doresc. De ce? Pentru că omul se folosește de asemenea câini absolut. și dorește calitatea. Dar nu pot să fiu de acord cu termenul de dresor, pentru că Da? nu trebuie să fii dresor ca să faci un sport. Nu trebuie să fii dresor ca să fii un crescător bun. Bun. Poți să fii inginer, poți să Bun. fii Foarte corect. Asta absolut este orice. următoarea mea întrebare și îmi povestești despre asta. Spune-mi dacă sportul ăsta, că e o minge ridicată la fileu, dar de aici dezvolți tu, spune-mi dacă sportul ăsta e numai pentru oameni care se ocupă cu treaba asta. Și de Nu, ce nu. da sau de ce nu? Și de aici pot să Sportul ăsta e un dezvolți. hobby. Eu nu fac sportul ăsta și am refuzat să fac pentru bani, deși trăiesc din dresaj. La fel puteam să merg la pescuit, era un hobby. Deci sportul ăsta ar trebui să rămână un hobby pentru oameni cărora le plac câinii, au timp liber, au bani, pentru că cheltui bani, dar cu orice hobby cheltui bani și cu Da. pescuitul. Și se simt bine. Și mai e o chestie foarte importantă, e un sport de echipă. Eu merg de mulți ani la o echipă în Ungaria, de vreo 5 ani, cred că sunt în acea echipă. Suntem câțiva constanți acolo, dar mai vin și mai pleacă, mai așa. Dar ai nevoie mai ales la pază, ai nevoie de
atentator, ai nevoie de om care îți controlează lesa, ai nevoie de om care e pe post de arbitru. Deci ai nevoie de 3-4 oameni care să fie în jurul tău atunci când faci un antrenament. La disciplină la fel. La disciplină îți trebuie, dacă faci grup de persoane cel Deci puțin, ajută și, practic, e decorul pe care îl întâlnești în competiție. absolut, 4 persoane, îți trebuie unul care să tragă cu pistolul, îți trebuie unul care să fie arbitru, dacă mai e și un ajutor, depinde de sistem, dar o Uite, să dacă mai e vrei, și am un... eu băieți la Sintești care trag cu pistoalele, Nu, nu știu, cred că, nu știu care... Nu știu la ce mă Nu, refer. mă, nu, 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 m-am prins. Sunt băieți de aia, Ah, care... bă, da. Asta pentru că nu știu ce-i Sintești, asta sau nu-s din zonă. Da, nu, n-am nevoie de ei. Avem Cowboy noștri. cowboii noștri, da. Bun, revenim. Da. Deci, ai nevoie de echipă. Și ca să ai și rezultate, toți ăștia din echipă trebuie să știe ce au de făcut. Dacă ai ajutor la lesă, ăla trebuie să știe ce să facă cu lesa aia. Când să o acționeze, când te ajută, când te încurcă, că poate să Da, te și strice câinele. corect. Dacă ai ajutorul, deci tu când mergi la pas cu câinele, nu te uiți la câine. Tu ești acolo, încrezutul. Și câinele se uită la tine. Hai să închid, te uiți Pentru în altă că parte și el stă cu ochii pe tine. dacă te uiți la câine, deja e un semn, în primul Ca rând. să În stai al doilea atent. rând, nu mai stai drept. Deci sunt două chestii diferite: dresajul câinelui sau pregătirea lui și prezentarea lui. Și în momentul în care lucrez în echipă, lucrez pentru prezentarea lui, pentru că pregătirea lui, 80% poți să-l faci singur acasă, în sufragerie, în curte, nu-ți trebuie teren. Dar când câinele știe ce înseamnă șez, știe ce înseamnă culca, știe să meargă la pas, știe, 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 atunci ai nevoie de echipă. Deci fără echipă, n-ai nicio E șansă. sport de echipă, ce să mai ai. Absolut, Voi da. și echipele de fotbal. Aveți nevoie de portar, aveți nevoie de Da, fundaș, da, aveți da, nevoie da, de da. masă. Deși împărțim același teren. Da, corect. Aia e punctul comun al Da, sporturilor da, astea. da. Da, Deși nu-mi bravo. place fotbalul. Nu, nu-mi place fotbalul, dar terenul lor îmi place. Terenul e binevenit. Așa. Nu trebuie să fii un om care trăiește din dresaj. Trebuie să fii un om căruia îi place dresajul. Am Dar înțeles. trebuie să ai în jurul tău om care știe să te îndrume și știe să te învețe ce ai de făcut. Asta voiam să întreb acum, pentru că știu că ești un mare adept al lucrului cu omul și câinele, această echipă Absolut. om-câine care practic contează. Consideri că acest sport poate fi făcut de orice om cu câine care într-un fel sau altul își dorește să facă acest sport? Adică ai găsi că un asemenea om din afara domeniului instruit de tine ar putea să se ducă la nivel de performanță cu propriul câine? Da, dar nu orice om. Hai să fim serioși. Oricine poate să conducă o mașină, nu? Tot revenim la Dacia ta. Dar nu oricine poate să facă raliu. Pentru că, cum am zis, îți trebuie timp, îți trebuie devotament, îți trebuie hotărâre, îți trebuie aptitudinea de a te trezi dimineața să faci ceva. Urma, aceea Urma poți urmă. să o faci și la două, Da? că Da? da, nu trebuie să o faci dimineața. Nu, asta e un mit. Da. E mit cu roa, cu se duce mirosul, atunci Păi, este. uite-te, eu la FCI, la campionatul mondial, am intrat după masa la ora 4 la urmă. Dacă tu nu faci antrenament și pe căldura Și în aia alte, și da, pe... și în alte condiții, Atunci corect, corect. nicio Argumentul e șansă. solid, da. La fel și la un câine de poliție. Bă, când a fugit hoțul noaptea sau
La două pe caniculă. Da. Atunci trebuie să meargă câinele. Trebuie să da. Deci asta cu dimineața e un mit. Da. Da, da. Deci, dar urma oricine... e o ramură foarte frumoasă a urma acestui sport. Este considerată de unii colegi de-ai noștri care fac hipo o pacoste. Toate ca toate, e frumos sportul ăsta, când trebuie să fac urmă, îmi vine să mă sui pe pereță. De mă ce? Atât pun de... cizmele alea de cauciuc, mă mai umplu de noroi, mă mai duc până acolo, mă mai... De ce e atât de mișto urma? Și după aceea revin la întrebarea pe care vreau să ți-o pun despre oameni. Uite, vreau să-ți povestesc acum ultima mea experiență. Pentru că noi am vorbit înainte că facem filmarea asta și am vrut eu să mă pregătesc o surpriză cu o filmare super de urmă. Când am ieșit la antrenament cu Padme, a mers fantastic câinele. Eu în capătul lesei, câinele la 10 metri de mine, am scos telefonul să filmez. În momentul ăla eu m-am decuplat de la exercițiu în sine. Vreau să zic că a mers groaznic câinele. Deci s-a decuplat și el? A mers groaznic câinele. Am oprit filmarea, am băgat telefonul în buzunar, am fost din nou cu câinele și fără să-i fac nimic, fără să corectez câinele, fără să... A început să se concentreze din nou și a făcut urma până la capăt excepțional. Ce vreau să zic de aici? Ce vreau să zic aici? Câinele chiar și la urmă este legat de tine. Conectat cu tine. Conectat cu tine. Chiar că ești în spate și, și energiile tale contează foarte mult în tot sportul ăsta. Și dacă contează atât de mult la urmă, gândește-te cum contează la disciplină când e lângă tine câinele. Da. Gândește-te cum contează la pază, unde mergi să te lupți. Tu trebuie să fii partenerul câinelui acolo. Tu trebuie să îi susțin, trebuie să fii susținerea, spatele câinelui. Deci nu e o chestie atât de simplă. Și oamenii care sunt capabili să învețe chestia asta, sunt capabili să ajungă la performanțe mari. În acum, acest sport. Paranteză cu această pază. Deci, tu nu ești la capătul lesei în spate, când câinele se luptă cu atentatorul, să-i dai tu corect din zgardă să lase manșonul, corect? Corect. De ce n-ai face asta? Ce se întâmplă dacă faci asta? Vorbești de competiție sau de, de antrenament? Da, de antrenamentul câinului să lase manșonul la comandă și să folosești tu tipul ăsta de tehnică, să zicem. Ce, poate oamenii, dacă ajung să lucreze așa, să înțeleagă de ce n-ar trebui să tragă ei de zgardă din spate. Să ne înțelegem. Corecții există. Există. Deci nu există sigur dresaj că da. Fără corecții. Sigur asta că e da. Un dar, mit sau un marketing, dar nu este... Noi spunem corecții la modul generic. Este practic o sugestie pe care o dai câinelui acolo, dar ea se transformă într-o corecție dacă tragi. De ce n-ar trebui oamenii să tragă așa de câini când vor să învețe comanda lasă la manșon? Ai pus două întrebări. Așa. Când vor să învețe comanda lasă, nu o faci la manșon. Da. Auzi! 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 Super! Auzi! Auzi! Super! Auzi! O faci pe o minge, după aia pe o pernă, da. După aia pe un manșon scurt, după aia pe alt, pe manșon pe tine, după aia pe manșon pe un deci cunoscut și după aia pe manșon pe infractor. Dar dacă unul s-ar apuca să tragă așa pe manșon, că au mai fost oameni care absolut, au trecut direct la faza asta și mai sunt. Trebuie păi, cei care ne privesc să înțeleagă de ce să nu fac așa. Adică ce implicații sunt în situația asta? Nu faci altceva decât, deci gândește de felul următor. Manșonul ăla e prada câinelui. Da. Iar tu, dacă îi zici lasă și începi să tragi de câine, da. Tu de fapt îi zici prinde-mă mai tare, că dacă nu ți-l fur.
Și asta faci. Atât atragi până îl furi. Ce obții? Câinele când o să audă lasă, o să fie nervos, o să scuture, o să mârie și creezi un conflict. Îl atinge o stare de anxietate în momentul ăla că se întâmplă absolut ceva. Absolut. Și practic conflictul cu cine va fi? Va fi cu cel care ține manjunul sau cu practic cu partenerul lui din spate? Că îi subminează, ce face? Îi subminează atenția, concentrarea. Deci, corecția poate să o facă oricine dacă o face prost. Tot deci n-are importanță că o faci tu ca stăpân sau o face un ajutor, dacă o faci prost, e prost. Corect. Deci este de evitat asta. Băi, puneți câine pe manșon și acum facem lasă. Drân. Absolut. Absolut. Asta da. Dar să înveți câinele ce înseamnă lasă și câinele să știe ce înseamnă lasă și să nu reacționeze. E parte dintr-un joc acest lăsare, acolo cedarea resurselor. Absolut. Acolo este justă acțiunea ta de corecție. Da. Înțelege și face doar parte atunci din joc și nu se supără, practic, că nu intri în conflict. În schimb, trebuie să ții cont de foarte multe chestii atunci când corectezi câinele. La ultimul antrenament care l-am făcut, de încă puteam să mergem și noi să ieșim din țară, exact asta ne-am antrenat, pentru că forma terenului pe care urma să fie competiția și amplasamentul lui făcea câinele să, ca într-un punct, să efectiv să nu audă că tu îi zici din capătul ăla la alt lasă. Adică trebuia să zbieri, să-ți scui plămânii ca să audă câinele. Tu, dar degeaba îi zici din capătul ăla lasă, vântul bate dinspre câine spre tine și mai ies și nu știu cum am plasat terenul de se duce vocea ta în direcția cealaltă. Bă, nu te aude câinele. Detalii, da? Nu te aude câinele pentru că el se luptă acolo. Mă gândesc că și tu, nu te văd un bătăuș, dar dacă ar fi să te bați cu cineva, în momentul ăla se îngustează lumea. Da, către ținta ta. Ținta de conflict, da. Și asta se întâmplă și la câine. Deci în momentul în care el se luptă cu infractorul, el pune trup și suflet acolo. Și dacă tu ești la 100 de metri și îi șoptești, n-are cum să te audă. Iar dacă îl corectezi atunci, păi ai făcut cea mai mare prostie din lume. Deci trebuie să fii foarte conștient și consecvent în ceea ce faci. Oamenii. Ce ar trebui să știe un om despre sportul acesta ca să se îndrepte către el? Ce l-ar putea convinge să se îndrepte ca să vină la teren, să accepte instruirea și să poată face performanță? Pentru că tu ești un adept al omului care ar putea să înceapă să descopere acest sport și să și-l dorească. Dar ce ar trebui să-l convingă în primă instanță să vină pentru prima oară la teren? Hai să ne uităm un pic la vecini. La unguri, la nemți, la cehi, da? Acolo unde sunt mulți care fac sportul ăsta. Ce au ei și n-avem noi? Așa. Au terenuri de dresaj. Au terenuri de dresaj unde merg oamenii pentru șez culcat și mers la pas, nu pentru altceva. Dar văd și altceva. Și acolo sunt prinși de altceva. Da. Și înțeles. Asta lipsește la noi. E foarte greu. La noi bine, e și greu să ai un teren din mai multe puncte de vedere, dar pot să zic că și motivația oamenilor este alta. Nu vin, sau nu știu, concepția oamenilor este alta. La noi dresajul înseamnă, sunt dresorul să vină acasă la mine. Acasă la tine n-am cum să te fac să-ți placă sportul ăsta. Da. Și
De ce un pic de comoditate la oameni un care pic nu de comoditate la oameni care cât îi da, poate ajuta ieșirea în teren. Mai e o chestie, superficialitatea. Îți vorbesc de chestii care nu te lasă să faci da. Acest sport. Superficialitatea. Te-ar putea convinge să faci acest sport. Da, o să ajungem și acolo. Te uiți la un filmuleț pe YouTube. Vezi Malinoa, vezi ce face, uai ce mișto e. Și aici vreau să ajung la altă problemă. Da, vrei și tu. Și îți iei Malinoa, dar habar n-ai ce îți iei. Dar îți iei pentru că ai văzut un filmuleț pe YouTube și există mitul de Malinu se naște dresat. Și cum Hachiko e cel mai bun câine. De da, da, da. Un om, să spunem că și-a câinele și practic s-a îndrăgostit de el, e așa, acel atașament. Da, vezi, aici începe, ăsta e clipul. Aici este clipul, aici nu? Aici e. Își, vrea să-i ofere ce mai bun și printre altele își dă seama că inclusiv dresajul îl ajută și pe el și pe câine. Absolut. Și dacă câinele își dorește dresajul ăsta făcut în forma motivațională în care este făcut dresajul din această specialitate IPU, IEPE, da. Omul este motivat întâi din interior să-i ofere câinului ce mai bun și vine. Poate să facă lucrurile pe care absolut. Reușești tu să le faci? Absolut. Aici ai pus tu punctul pe ei. Trebuie să ai motivația interioară. Și când ai motivația interioară și îți place ce ai văzut, atunci poți să faci lucruri mari. Al doilea punct foarte important, ca omul să caute, să vadă ce îi place. Deci îți trebuie două chestii foarte importante, trei chestii foarte importante ca să ai rezultat în acest sport. Câine, da. Pentru că fără un câine adecvat nu motorul poți. Potrivit. Da. Dorință, să-ți placă ceea ce faci și echipă. Pentru că fără echipă te plafonezi. Ești acum, ajungi până undeva unde așa. Bun. Și dacă ții minte, ți-am zis de acea fată care m-a fascinat când am văzut cum merge la pas câinele ei, Indy, cred, Indy o chema, îl chema pe câine. Vreau să zic că dincolo sunt foarte multe femei care fac sportul ăsta. Chiar mă gândeam, femeile au mai multă calitate și s-ar califica mai bine într-un sport ca ăsta, ca performanță, decât bărbații? Care ar fi diferența? Ce ar avea ele, să spunem așa, în plus, care ar place câinelui, de exemplu? Nu știu, poate pentru că sunt mame. Ha, da? Da, și acest sport e despre legătură. Legătura om-câine și o femeie, nu știu, poate exagerez, dar mi se pare că sunt mai capabile să facă o legătură mai sentimentală cu un câine decât un bărbat. Dar cum convingi o femeie atât de sentimentală cu acest instinct matern raportat și răsfrânt asupra câinelui, să-și să mai folosesc câinele. Și corecțiile atunci când este cazul, ca să îndrepte câinele. Băi, trebuie să recunoaștem că femeile sunt mai, cum să zic, poate să facă două chestii deodată, nu ca noi. Deci ai tras și tu concluzia asta? Da, absolut, absolut. Și e prost bărbatul ăla care nu și-o da seama. Dar eu zic că o femeie care e inteligentă și înțelege câinele, își dă seama că e nevoie de corecție. Îndreptare. Da. O femeie inteligentă care înțelege câinele, înțelege că trebuie să și corecteze acele comportamente care sunt nedorite. Și poate pentru că femeile se ocupă mai mult de educația copiilor, au această dexteritate, această... Pentru că aici sunt chestii comune. O inclinație practică. Da, pentru unică. A educa. Da. Nu știu. Nu știu dacă greșesc, dar... Din treaba asta să tragem concluzia că ele au și puterea de a corecta. Absolut. Ceea ce înseamnă educație la un moment dat, dacă nu exagerez, da? Da. Și au și răbdarea
să construiască calea corectă. Acum, răbdarea, nu știu dacă o au, dar au aptitudinile. Le au. În general, bărbații sunt mai multă răbdare decât femeile. Da? Eu așa am observat, cel puțin la câini. Dar bărbații sunt mai impulsivi, adică... Da, când îi se duc creierii mai greu, da, mă rog, aici trecem deja într-o altă zonă. Discutăm. Da. Sunt și crescător de malinois și sunt un fan al rasei, da. Dar vreau să zic că eu când am un cuib, nu dau oricui câine. Și motivul este pe unul foarte simplu. Nu e pentru oricine un malinois. Tu ești de mare ajutor cu online-ul că faci treaba asta. Pentru că toate filmulețele astea, toate interviurile tale sunt educaționale și ar trebui să se uite lumea la ele. Pentru că niște oameni care fac ceva zi de zi își dau cu părerea. Nu o persoană care a avut acasă un câine, i-a făcut un șez, un culcat, merge cu el pe stradă și a dresat singur, că nu e mare lucru să dresezi un câine normal. Hai să fim serios. Da. Dar să ajungă acest om să dea sfaturi, eu zic că e prea mult. Deci ar trebui ca oamenii să aibă niște filtre, da. Și aceste filtre să funcționeze atunci când își iau informație. Nu neapărat zice o prostie omul ăla, dar nu este o sursă, adică e o sursă care trebuie verificată. Părerea mea. Nu este definitorie. Nu este definitorie. Va fi definitorie când va fi la al 100-lea câine. Am dat un număr deci, acum. Deci, experiența omului din spate este un punct de reper pentru oamenii care aleg ce câine să-și ia și pentru ce tip de antrenament optează, corect? Absolut, absolut. Deci vorbeam cu, apropo de, mi-a plăcut faptul că ai această exigență și nu te arunci, bă, vine unul să-mi dea bani, ia pui-o repede, mai vine unul, ia. Nu, niciodată. Mi-a plăcut la adică, mi-a povestit că la un moment dat, că pă, m-a sunat unul, nici măcar nu știa cum se numește câinele pe care vrea să-l ia. Domnule, am auzit că ai un malinoz care... Lup belgian. Da, e un malinoz la anumit el și... da, și ăsta i-a spus să nu, n-am. Da. Ați greșit numărul, n-am. Da. Deși el avea, dar când l-a auzit pe ăla, cam cum se exprimă și cum adică, numește el animalul ăsta, clar, nu. Absolut deosebit, clar, nu. Și a ajuns la o concluzie. Bă, stai un pic, că nu pot să-l dau unuia care nici măcar nu știe cum se numește, da. Rasa asta. Vezi, de aici începe, de aici începi să fii crescător. Când dai la oricine, oricând, orice, ești înmulțitor, da. Și nu faci bine, da. Rasei. Da. Și eu prevăd un viitor sumbru pentru malinois, pentru că și-a luat foarte multă lume și dacă dai un search pe OLX, găsești de te doare malinois mintea. Malinois la 50 de lei. Da. Este că aceste calități și arborele genealogic al câinelui se reflectă și în prețul câinelui? Absolut, absolut. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că, bă, dacă vreau să-mi iau un Mercedes, nu o să dau cât pe o Dacia Logan, că asta absolut, este, nu? Are absolut. Altceva decât Dacia și costă mai mult. Așa este și cu malinois. Da, așa este. Dar aici revin iarăși la bă, pentru ce mi-au malinois? Vreau câine de companie, vreau câine de lucru, ok, ce vreau să lucrez cu el? Și în funcție de asta mă interesez și în funcție de asta îmi iau câine. Dar și ți s-a întâmplat să vină om să zică, bă, știi, vreau malinois, dar n-aș vrea chiar pentru treaba aia, pentru aia, să-i dai sfaturi și să-i spui, bă, știi că te pot ajuta, sigur că da. Absolut. Dar din experiența mea îți spun că nu ăsta ți se potrivește, care ți se pare ție care o culoare mai așa și e mai grăsut. Absolut. Și mai frumușel, ci ăla. S-a întâmplat? Mi s-a întâmplat. Și am și experiențe pozitive și negative. De-aia e important de unde ți iei câine. Poți să ai norocul să-ți iei un câine bun pe bani puțin, dar poți să ai norocul. Da, adică mergi la ghici așa. Mergi la ghici cu șanse mici.
Foarte, foarte bună. Mergi la ghici cu șanse mici. Corect, bravo. Da. Asta da. Rămâne moto. Înainte nu prea am avut sprijinul celor care într-adevăr aveau puterea de decizie, dar în ultimii ani, în anul trecut, echipa României a primit o sponsorizare frumoasă de la echipa de Ipoa României. Echipa de Ipoa și echipa de Mondio, cred. Uh-huh. Da, cred. Nu, stai, era vorba de FCI în Austria și acolo era doar IPO, IGP. Și am primit, toată echipa a primit o sponsorizare frumoasă din partea Asociației Chinologice Române, adică fără să-și dea acordul Asociația Chinologică, nu am fi primit acești bani care au fost de mare ajutor, pentru că cheltuielile sunt mari când mergi la o competiție și totuși tu reprezinți România, asta reprezinți o țară. Asociația Chinologică este română. Exact. Tu nu mergi acolo, nu mergi acolo ca Sebastian Trenca sau Attila Tot sau Sergiu Claudiu Radu sau să nu uităm de Gusti Moldovan, da, care vreau să zic că a făcut cel mai mare rezultat în acest sport. În 2018 a făcut cea mai bună pază la campionatul mondial. Eu adică mă pot despre ce vorbim? Seminarul pe care l-a ținut la Ringstar a fost un seminar la care eu am fost prezent. Bravo. Să urmăresc. Ai avut ce învăța de la el, îți convins. Pentru că eu consider că chiar dacă nu ești pe acest sport dedicat trup și suflet, adică să-ți dedici din timp, că așa este un sport spectaculos, dar întotdeauna e bine să fii deschis, să te duci să vezi exact ce are un asemenea specialist de spus, pentru că de acolo poți învăța foarte multe și dacă ai un pic de minte, le poți aplica și adapta absolut în ceea ce faci, în specialitatea în care activezi tu. Absolut. Uită-te, de exemplu, acum eu am avut o problemă cu săritura cățelei mele. Atingea obstacolul. Ala, îți puncte minus. Dacă atinge și du-te și vino, deja e... Te duci acasă. Da, nu mergi acasă, nu mergi acasă. Dar cum să zic, dacă tinzi să ajungi pe alea trei locuri, un punct poate să facă diferența. De ce să-l pierzi? Da. Rezolvarea am primit-o de la călărit. Deci avem în echipă o fată care e instructor de călărit, de, nu știu, au și ei mai multe. Da, așa. Da, da, mișto de tot. Mișto și de tot, vreau să zic că... Ți-a spus, băi, ca să nu atingă, că și noi chestii la... beton. Așa. Deci nu trebuie... Dar zine, acum dezvoltă-ne. E foarte simplu, e foarte simplu. Sunt mai multe obstacole mici, una după alta, și pui câinele să le sară pe toate, da, pentru că atunci câinele se concentrează la săritură și își face memorie musculară pentru săritură. Și problema mea a fost că cățeaua e atât de aportoare încât dacă nu iese bine săritura, nu interesează și trece prin obstacol ca să ajungă doar la bun. Ajungă la da. Și păi, nu e ok, adică se poate accidenta. Și aici este maestria acestui sport, să lucrezi cu starea câinelui, să-i dozezi în așa fel stările încât tu să... îți faci exercițiu la un punctaj maxim. Dacă e prea mult, îi sar pistoanele. Dacă e prea puțin, nu sunt punctele. Înțeleg. Înțelegi? Deci e o chestie așa de reglaje fine în, da, în acest sport. Da, 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 și ăsta da, da, e fascinant. Și uite cum se întrepătrund domeniile. Bă, de la cai. Da, adică da,
La cai, cai sar peste obstacole și sportul ăla ecvestru este slavă Domnului de când lumea și pământul Absolut. și toți am văzut în tot felul de competiții cam cum își duc ei picioarele. Deci e o tehnică acolo de înveți calul să se ridice și să-și Să-și arunce arunce, picioarele să-și țină cât să picioarele în nu spate. atingă nimic, niciun bețigaș. Exact. Dar, de exemplu, la palisadă, unde, iarăși, la câinii noștri nebuni, este cu instincte foarte ridicate, mulți sar din vârful palisadei. Da. Și există riscul de accidentare. Și, de exemplu, acolo ei elemente din agility, unde au și ei palisadă, dar au zone de atins, Da, știi? trebuie să coboare, să atingă zona ca să plece. Și Un atunci targeting. introduci chestia asta, de exemplu. Da, Dar sunt multe corect. alte chestii, Foarte tare. adică poți să înveți și din alte sporturi. Nu trebuie să fii IGP, Corect. nu înseamnă. Așa este. IGP înseamnă să fii deschis la Așa este. absolut orice, că nu știi de unde îți Da. pușcă o idee. Așa este. Mă bucur că am discutat și că ai împărtășit oamenilor atât de multe informații interesante despre sportul ăsta. Sunt lucruri pe care clar n-am apucat să le ating cu Ovidiu, dar mă bucur că am avut ocazia despre Uite, acest sport să vorbim noi.